Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Astea care sunt... cu buton. Da, și de la distanță. Uh-huh. Mi-am luat o cutiuță de metal. Nu știu dacă ajută. Ce dar să un mic dulăpior de la de metal în care țin cheia, pentru că mi-a explicat cineva că una din metodele de furt acum, așa, este așa, vine hoțul cu nu știu ce tip de scanner, se așează lângă ușa de la intrare din casă și prinde semnalul de la cheie și după care dublează cumva cheia la alt hoț care stă lângă mașina. Și ți-ai luat safe de cheie? Da, este un dulăpior de metal, practic e o cușcă feră de cum ar veni. Dar nu era mai simplu să sape o groapă în curte și s-o ascunde acolo? Mașină cu tot. Făceam și puiul ăla de perucă. Ah, exact. Aparent, scrie adevărul, industria auto a ignorat avertismentele făcute în urmă cu mai bine de 10 ani, potrivit cărora tehnologia pornirii fără cheie la vehiculele moderne ar putea duce la o creștere a furturilor, arată o investigație realizată de The Observer. Furturile în Regatul Unit au atins anul trecut cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu. The Observer scrie că un dispozitiv disimulat ca o consolă de jocuri, cunoscut sub numele de emulator, este exploatat de hoți pentru a fura vehicule mai puțin de 20 de secunde, imitând cheia electronică. Acum că e disimulat ca o consolă de jocuri, habar n-am, dar cu emulatorul se întâmplă ce cred că am explicat eu că se întâmplă. Echipamentul ăsta e de vânzare online cu până la 6.000 de euro și permite hoților să spargă sistemul computerizat al unui vehicul și să programeze o nouă cheie. Foarte tare, mi se pare. Excelentă. Da, și mult mai simplu decât... Și foarte tare, țin nebunit la cap. S-a creat o oportunitate în piață. Da. Este o idee de afaceri, nu? Da. Cum ar veni? Să vină ăștia cu altceva. Mie mi se pare strigător la cel în 2024. Ar trebui să-ți blocheze mașina, doar să dai un telefon, să... Eventual să și dispară mașina. Să... Probabil că asta o să fie. O să se întâmple cum se întâmplă cu iPhone-uri. Cu iPhone-urile, da. Și probabil și cu Android, în care poți să-l blochezi de la distanță. Nu, îl blochezi de la distanță. Dacă ți-a fost furat, poți să-l ștergi de la distanță, să-l blochezi de la distanță. Îl faci cărămidă, cum se spune. Ai să râzi, da, am înțeles de la un service de ăsta de telefoane. Da. Că, ok, tu poți să-ți protejezi conținutul, în sensul că poți în momentul în care ți este furat telefonul tip Apple să ștergi conținutul, dar aia cu blocatul și ăla nu mai poate să-l folosească, e poveste, că băieții ai au dat de cap. Dar ce ți-a fost furat vreodată ceva? Bagaje. Bagaje? Da. Cum adică? Tot bagajul? Valiza? Da. Am avut... plecat cu valiza? Am avut o petrecere în afara orașului, acum vreo 12 ani. Așa? Și am stat și tot weekendul, am avut bagaje și am avut și țol festiv și haine de fotbal, am avut bagaje multe. Așa. Eu și Oana eram fără copii atunci și când ne-am întors acasă, mie mi-a fost lene să iau bagajele din portbagaj. Am zis că le iau mai încolo, că trebuia să mai cobor să cumpăr pâine sau o chestie de asta, știi? Da. Și practic ne-am dus în casă, am stat un sfert de oră, am plecat, am luat pâine și când m-am întors și am deschis portbagajul, portbagajul era gol. Și mi s-a făcut un gol în stomac, adică a fost... What? Zic, și am crezut că m-am prăjit eu și nu mai țin minte și de fapt le-am dus sus din prima, știi? Ce tare! Și am urcat, zic, ba, am venit cu bagajele când am urcat, nu? Și nu, n-ai zis că le lași, că le aduci, nu le-ai adus? Păi zic, nu mai am ce să aduc, că nu mai sunt. Mamă, nene, de bine, măcar purtase și hainele, adică au furat. Da, a fost murdare. Foarte bizar, că eu n-am umblat la portbagaj, că adică eu m-am dat jos din mașină. Am închis mașina și am urcat. Mașina parcată pe bulevard pe Mihai Bravu, că atunci stăteam pe Mihai Bravu. Ești sigur că n-ai uitat bagajele? Nu, nu. De unde ai plecat tu? Nu, s-a verificat, s-a tot. Aha. Da. Mi-a oferit o cameră foto în Praga, în anul în care a fost invitată România la se adere la NATO, într-un tramvai. Cred că erau România care m-au furat. Deci m-au înghesuit, m-au înșit, mi-am dat seama că e ceva ciudat. Și după ce am reușit să scap din înghesuiala din tramvai, m-am dus puțin mai în dreapta, că eram cu alți colegi de breaslă. Și le-am zis, bă, cred că ăia de acolo, uite, ăia sunt hoți de buzunare, că se poartă ciudat. Crezi? Și ne-am uitat toți fix așa, urât la ei. Ei s-au uitat urât la noi din capătul celălalt al vagonului. Și după aia, la prima, ei au coborât. Și voi ați și am zis, bă, bine că au coborât săraci, pă, să plece, bine că ne-am prins. Și după aia mi-am dat seama că de fapt în înghesuiala respectivă am furaseră camera foto. Eram foarte mândru de camera aia foto și dădusem și o grămadă de bani pe ea. O Minolta. Da, e nasol. Ceva, da, e, știi care e o senzație nasolă de
umilință așa și cumva te simți agresat, violat, că a umblat cineva și ți-a luat un lucru care e al tău. Care e cel mai scump lucru care ți-a fost furat vreodată? 0372069599 și în ce context? Cum ai pățit-o, dacă ai pățit-o, fără ce ai rămas, unde, când s-a întâmplat și ce ai făcut? Ai mai recuperat vreodată? Nu cred că se mai recuperează. A recuperat vreodată cineva ceva ce i-a fost furat, dar ceva care să aibă cât de cât valoare? Am pierdut și eu, ca să zic, cu ghilimelele de rigoare, o cameră video de aia de mână în Lisabona. Sau ți-a fost furată? A fost furată. Și m-am și la poliție, am stat Cum ți-a fost furată? Asta am lăsat-o în portbagaj. În portbagajul mașinii, dar am lăsat-o într-un mod original, în sensul că am mers cu mașina într-un loc, era mai întunecos așa, era seară, era noapte deja, și am scos cutia cu camera și atunci am pus-o în portbagaj, deci a fost cumva la vedere. Probabil că cineva a văzut asta. A văzut când ai făcut asta. Da, noi am plecat și ne-am întors în 10 minute, că am zis e periculos pe aici. Nu le trebuie mult. Și când ne-am întors era geamul din spate spart, mă rog, și deschis portbagajul și au plecat cu ea. Am mers la poliție, am dat și declarații vreo 2 ore și jumătate, ăia râdeau de noi. Da. E un oraș turistic. Pare că am foarte multă încredere în oamenii din jur. Îmi aduc aminte acum cum am văzut un hoț care fugea cu radio tatălui meu. Tata asculta radio, îl ținea pe pervaz. Stăteam la un parter de ăsta. Și eram cu pia, cred că aveam 10, 12, 14 ani. Și am văzut un băiat alergând cu un radio în mână. Și ai zis, uite, seamănă cu al meu. Și ai zis, uite băi, și tata are un radio exact la fel. Și după exact 10 secunde a apărut tata. Mi-a furat radio! Mi-a furat radio! Culmea e că cu o zi înainte văzuse, a venit cineva la mașină și ne-a oferit spre vânzare o cameră video. Și care, n-ai profitat. Și am zis, nu pot să cumpăr așa ceva, sunt lucruri furate, nu? Da, care, lucruri furate. Știi? Și a doua zi s-a întâmplat chestia asta. 0372069599, vă așteptăm cu poveștile voastre. Care e cel mai scump lucru fără care ați rămas că v-a fost furat? Când, cum, în ce context și oare l-ați mai recuperat vreodată, mai recuperat vreodată cineva? Apropo de ce povestea Vlad, că a fost furată o cameră foto Minolta la Praga, ne-a scris Nicu, salut Vlad, am și eu Minolta, nu știu dacă e a ta, dar e faină. Mai zic cu mesaje. Păi ce să, sunt foarte multe mesaje. Oamenii au pățit fel de fel de tragedii. Acum o să vă spunem câteva dintre ele. În legătură cu furtul, uite, mi s-a întâmplat la Viena, în metrou, într-o zi de 14 februarie. Ce naționalitate aveau hoții? Română, din Ardeal. Le-am oferit 200 de euro să mi-l returneze, nimic, era un iPhone nou. N-am mai fost la poliție ca să nu stric toată ziua, doar am vorbit la telefon cu ei, am negociat, apoi mi-am văzut de treaba mea. Aha. Deci omul a încercat să-l recupereze, deci dar... a sunat și a vorbit... A sunat, i-au răspuns, le-a oferit 200 de euro, n-au urât. Robert, bună dimineața! Salutare! Salut, Robert! Bună dimineața tuturor, și eu am pățit o chestie asemătoare cum a pățit Luca cu bagajele. Am fost cu soția și cu juniorul în septembrie 2018, într-un circuit așa, Grecia, Albania, Macedonia de Nord. Da. Foarte frumos a fost. Sincer, eram un pic cam strâns din Albania. Mă simțeam mai, în ghilimele, mai în nesiguranță. Dar am găsit-o chiar la Skopje, Macedonia de Nord. Am ultima seară, am parcat mașina. Hotelul era în zona musulmană, n-am venit la musulmanii, dar era într-o zonă... Ți-au spart mașina și ți-au furat bagajul. Exact. Măcar apucase-și să porți lucrurile. Că era spre sfârșitul vacanței, înțeleg. Da, era spre sfârșitul vacanței. Am lăsat mașina, am zis, mergem, hai să ne cazăm și abia mergem să ne plimbăm prin oraș și apoi când mergem direct să ne culcăm, ducem bagajul care îl pregătisem pentru seară. Și n-a mai fost caz. Ai mai recuperat ceva? Nu, evident că... Ce să mai recuperezi? Dar uite, apropo de asta, fii atent ce a pățit Adi din Timișoara, tot ca tine, dar mult mai scurt. A fost la Belgrad și în timp ce verifica apartamentul pe care l-a închiriat, coții au furat geanta cu laptop și principalul motiv pentru care eram acolo, biletele la concertul Metallica. N-am mai recuperat nimic. Mai mult, când am ajuns în vamă, ne-a atras atenția vameșul că nu mai avem butuc cu ușii pe dreapta. Laptopul era scump, dar biletele sunt și acum marele regret, spunea Adi. Gabriel, neața. Neața. Bună. La mine e ceva între furt, înșelăciune și prostia mea. Da. Era 2008-2009, aveam un telefon pe vremea aia, un Sony Ericsson K750i, da. Și eram pe la magazinul IDB cu un prieten. Ne-a abordat un cetățean, irelevant de etnia, dar ne-a prezentat un Nokia N95, era
super tare la vremea aia. Ne-a spus că l-a furat și că ni-l poate da ieftin. Da. Eu nu aveam bani la mine, i-am arătat că aveam doar 700 de mii, cum era la vremea aia. Și zice, ok, dăm telefonul tău și cei 700 de mii și suntem ok. Telefonul avea băgat într-un săculeț negru. A băgat săculețul în buzunar, i-am dat telefonul banii, mi-a dat săculețul, am fugit pe drum când să desfac săculețul. Ce credeți că era în interior? O cărămidă. Un săpun. Da. Clasic. Cristina, bună dimineața. Bună, Cristina. Bună dimineața. Bună. Nouă mi s-a furat în 2018, între ghilimele, identitatea în Veneția, în Italia, și ghici ce? În român. Eram în Vaporetto, mi-am furat actele din buzunar. Da? Cu tot ce însemna. Din păcate nu, mulțumim, dar din păcate nu te auzim deloc bine, nu reușim să înțelegem ce spui. Mulțumim. Poate Cornel. Altă... Cornel e cu noi. Bună Salut, dimineața. Cornel. Bună dimineața. Bună. 2005, Rahova, locuiam în Rahova, am avut Solența. Mm. Închidere electrică doar pe față, pusă într-un garaj. Mi-au furat casetoful, nu, bineînțeles. Casetoful. M-am dus, am depus plângere la poliție, pe scurt vă spun. M-am urcat în mașină când am plecat de la poliție, mi s-au blocat ușile din față unde aveam închidere. Și ieșeam din mașină prin ușa din spate, care n-avea închidere. Și dimineața intram doar prin porbagaj și deschideam ușa din spate, ca să pot să intru în față. Într-o dimineață când plecam la muncă pe la 5 și ceva, ce credeți, cine mă prinde de spate când încercam să intru prin porbagaj? Poliția. Ce făcu, mă? Da. Ce faci, mă, aici? Domnule, zic că mi-a spart mașina, n-ați fost aici. Da, corect. Și... răspunsul, deci genial a fost întrebarea, zice, ce faci mai aici? Zic, eu i-am spus, încerc să plec la muncă. Răspunsul polițistului a fost genial. Nu cumva deja ești la muncă? Dar nu cumva deja ești la muncă, dar ce bune sunt astea. Băi, apropo de asta de furat din mașină, stăteam undeva într-un loc în care aveam o mașină, o rablă de mașină, au spart-o de 3 ori. Nu reușeam, nu era nimic de furat înăuntru, dar tot timpul spărgea un gemuleț de undeva din spate, știi cum se face? Mă rog, aceea mă-l puneam, asta e, nu m-am zis la poliție. Dar într-o dimineață m-am enervat foarte tare pentru că am descoperit că mi-au spart parbrizul ca să fure chederul cromat. Avea o comandă, era un cheder cromat. Și au luat chederul cromat și pentru asta au spart tot parbrizul. M-am supărat, m-am dus la poliție, am făcut reclamație. Era coadă de oameni care aveau de făcut reclamații la poliție. Logic. Pentru spart din mașini. Fiți atenți aici, poveste. Mi-a furat telefonul de pe scările casei, dascălul venit cu preotul cu crucea. Când ne-am dat seama, am mers la preot și ne-am dus la dascăl, telefonul era și vândut, dar l-am recuperat, că am mers pe urme ca polițiștii. Alcatel albastru cu clapă nou. Bună dimineața, Ovidiu. Bună, Ovidiu. Neața. Ovidiu. Alo, bună dimineața. Da, te Neața. Ascultăm, Ovidiu. Într-o dimineață, în octombrie 2022, am coborât la mașină și subit am rămas fără volan și fără bord, fără ceasurile digitale. Da. Cum? Alo? M-auzi? Da, cum? Te auzim, dar cum s-a întâmplat? Povestește-ne scurt. Scurt, eu aveam și o cameră în mașină care filmează într-una traficul și era pe senzor de mișcare. Și dimineața la ora 4, în 4 minute, au spart geamul din spate al mașinii, au intrat în mașină și au furat volanul, airbag-ul și ceasurile digitale. Iar în acea noapte s-au spart, am înțeles, câteva mașini într-o București, la aceeași mașină. Au furat volanul? Da. Da. Am făcut plângere la poliție. Dar ce mașină aveai? Nu te supăra. Chiar sunt curios ce mașină aveai de ți-au furat BMW. Un BMW Serie 5. Iată. La BMW mereu e nevoie de volan. E nevoie de orice. Foarte amplă. Marian, bună dimineața. Salut, Marian. Salut. Salut, băieți. Eu și eu am pățit-o cu mașina, dar nu mai vă povestesc asta, că deja tot au pățit-o. Așa? Am pățit una mai nouă și mai... De fapt, mi-au furat ei, i-am dat eu. O chestie pe internet, aveam niște produse la vânzare pe OLX, nu vrei tu să faci, m-a contactat pe WhatsApp, nu vrei tu să faci livrare prin OLX, că nu mai plătim transportul. A, excrocheria clasică. Am intrat pe un link, fără să-mi dau seama, era ca și când ai face plata, nu ca și când ai primi bani. Da. Și am dat toți banii de pe card, pe link-ul acela, am băgat CVV-ul, mi-am dat seama că nu e bine, dar totuși l-am băgat și banii s-au dus. Norocul că i-am putut recupera. Mi-am dat seama imediat, am sunat la bancă, blocat, am dat refuz de plată, am blocat, da. Dar plata efectiv s-a făcut, adică banii s-au rămas blocați, dar s-au luat. Da. Banii au luat. Da. Am mers și la poliție, că banca a zis că fără poliție nu poate face nimic și după circa 5 luni de zile banca mi-a dat banii înapoi. Bă, care asta este avantajul când lucrezi cu cardul, că îți recuperezi banii de cele mai multe ori. În principiu, da. Mulțumim pentru mesaje și pentru telefoane.
Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.